și a cumpărat repede un utilaj nou. Urăsc acest teren. Gata, 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 repede, repede. Să nu urc maneta de viteză. Mă, ia cu stânga, mă! Stai pe loc! Băieți, gata, am legat și presa. Hai să o curățăm o leacă, pentru că ultima dată când am făcut la lucernă, nu am mai avut timp de ea. O suflăm o leacă cu aer și o gresăm un pic pe la aparatul de legat și pick-up. Să vedem cât față mai e aici. Asta ajunge, asta e plin, plin, asta e gol. O să vă luăm altul plin și aici. Hai să ne luăm și compresorul de aici, că s-a încărcat. Blană. Ce faci, mami? Hai să facem o leacă de curaj aici. E bine totuși că bate vântul și nu vin toate gunoaiele astea pe mine. Gata, mai băieți, cu presa, hai să facem o leacă așa și la tractor. Că tot avem asta aici. Hai să-i băgăm și ghemul ăsta de ață. Închidem asta aici, deschidem pasta. Băgăm ața aici. Aici nu mai umblăm. Îl dăm aici la zero. Hai să-i dăm o leacă pe la aparatul de legat, după mai dăm la pick-up și la ghearele astea de trage și pe la piston pe acolo un pic. Dăm un pic aici odată. Să-i dăm și la crichetul ăsta care era blagit, vai de mama lui. Să dăm un pic și pe aici, dacă tot suntem în zonă. Gata. Hai da la câmp acum. Vezi, deja am băgat la împalotat. Am făcut braza asta până aici. Văd că iese ceva baluți. Vezi, braza asta nu se mai termină. Cred că au ieșit 100 numai pe asta. Ia uitați cum sunt. La 3 metri balot, la 3 metri balot. A ieșit o grămadă, ia uitați și aici, mai am braț de aia pe jumate. Și după fac rapid și terenurile alea două și cărăm după aia. Băieți, am scăpat și de baloți, ia uitați și aici. Hai să vedem acum câți am făcut. Ia zi, mami, câți am făcut? Hai, spune așa o cifră, eu am spus 300 la cosit. Eu am zis 350. 350? Hai să vedem acum momentul adevărului. Cât sunt? 253. Bă, puțin, par mai mulți pe teren. Cât ai zis? 300? 350. Aia am fost mai aproape, ai văzut? Jucăria asta merge de rupe. Ia uite-o. Mami, dacă a văzut că s-a rupt grebla și a cumpărat repede un utilaj nou. Cum e presa ta, trebuie să fie și grebla mea. Păi da. Tractorescul băgăm aici în gârlă. Ia uite, acum 5 ani, 6 ani înainte curgea apa pe aici. Acum te plimbi pe aici liniștit, ia uite. Vadul râului, vadul apii, uite. Țărână, seceta predomină. Băieți, gata și cu ăștia. Au ieșit și aici câțiva. Ia uite cât sunt și aici. Mergem rapid să-i facem și pe ei acasă și după îi cărăm pe toți. Băieți, am scăpat și de baloții ăștia. Urăsc acest teren în forma asta așa de triunghi. Să te învârți de tăia naiba. Punem asta așa, hai să vedem și câți baloți au ieșit. Total avem 452 de baloți. Hai să o dăm și la loc. Hai, mamă, e cartuș și eu mă duc și mă culc, da? Băieți, am venit să-i și încărcăm. Am oprit aici pentru că o aștept pe mami, că s-a dus să ducă calul să-l dea la apă, în pășune. Hai să aruncăm și noi totuși pe ăștia aici până vine mami. Ei nu sunt grei, dar sunt mulți. Ăștia sunt mai ușor de iarbă. Gata, ți-ai legat căluțul, ai de la apă? Hai să ne urcăm noi, să-i așezăm puțin pe ăștia până i-aducem pe ea.
dau cu o mână. Merge și altfel. A? Să nu mișcă, să scute. Pe care eu? Îl iau pe ăsta? Ia. După aia pe care eu? Îl iau pe ăla de acolo, da? Da. Hai. Mamă, ce bine sunt așa, uita. Gata, uite așa, fuga. Mai repede, mai repede. Gata, gata, gata. Hai, hai, hai. Gata, 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 gata. Repede, repede. Hai. Pe care, pe care, pe care? Pe ăla, pe ăla? Hai, mergi pe ăla. Ha? Pe bune, mergi tu? Da. Hai, urcă-te. Să nu rup maneta de viteză. Așa, mai cu șoc, așa, nu întinzi. Așa. A, oh, dar scaunul ăsta nu e prea cum? Spate? Nu. Acum. Hai, dă-i a întâia. Unde e a întâia? Aici? În jumate, așa. Atât? Da. Hai, dă-i. Hai, dă-i. Nu trebuie să accelerezi, că merge singur cu a întâia. Băieți, mi-a făcut-o mami. S-a urcat la volan și eu. S-a dus în măsa. Uite, l-am dat în partea asta. Stai că se dă și ea jos. Cum de te gândi să mă alegi pe mine acum să mergi tu cu tractorul? Aia m-a oprit, ai văzut? Ce mă ziceai că nu știu să mergi cu tractorul? Cum să nu mergi tu? Băieți, facem altceva. Mergi, prietene, mergi singur. Ia uite, la autopilot. Ați văzut ce frumos l-a îndresat? Stai că nu vrea să meargă drept ăsta. Să ne mai drept. Nu vrea să țină drept nebunul. Mă, n-auzi, ține drept! Mă, ia cu stânga, mă! Bă, n-auzi, ți-am spus să o iei drept! Ia uite, bă, cum se duce! Bagă-și tu o cine la... Păi n-are, că nu stă! Da, mă, mergi așa! Stai să-l opresc, am rămas în urmă. Ho, bă, ho, ho! Stai pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc, băbiței! Bravo, băiatul, dacă ai ține și drept, ai fi bun. Ia, ține într-o mână, hai. A, vrei să ține într-o mână? Ia. Stai. Nu poți. Uite! Ia, mă, ia. Ia, uite, bă. Ia uite, bă, nebuna. Gata, băieți, mai râdem, mai glumim, dar trebuie să mai și muncim. Îi încărcăm pe toți și revenim cu ele pline. Băieți, am terminat și cu baloții de aici. Ia uite, mami, e forță după atâția baloți. Acum facem aici o întoarcere și mergem cu platforma. Că mai încape în ea să luăm și eu la al doilea teren. Aia la remorcă i-am dat și chingă, deja e încheiată. Ia uitați cât a trenulețul. Simte, bătrânul meu, ca lumea, sunt grele. Au ieșit foarte puțin baloți față de anul trecut. Vă aduceți voi aminte de clipul la care am făcut o 500 de baloți aici, anul trecut. Mami, n-are scris, ia uite cum stă ea. Gata, băieți, am urcat și panta cu bine. Ne vedem la celălalt teren. Hai, Deluță de Marii. Hai, mami, hai. E o căldură infernală aici. Mai avem câțiva baloți până la capăt, pe parcela asta. După trebuie să descărcăm ori remorca, ori platforma. Mai degrabă platforma și luăm și pe ea din grădină. Să vedem pe mami cu tractorul. Șoferița. Știe să meargă, că a mai mers cu el, doar că nu știe să folosească manetele de la distribuitor. E frică de alea. Dar așa cu tractorul știe să meargă. Ce mișto e să stai aici, să meargă altcineva cu el. Opa!
Băieți, gata, am terminat și cu ăștia. Hai că am pus ceva, este? Uite-le cât sunt, de mari. Să vedem cum ajungem acum cu ele acasă. Băieți, o frumusețe pe viraje cu astea. Ia uite-o cum vine și aia după noi, frumos. Avem și un drum plin de găuri, care ne cam îngreunează munca. Ia uitați ce mai e și aici. Ne urcăm, bă, că nu are viață el. E nimic astea pentru el. Gata, băieți, am ajuns cu trenulețul acasă cu bine. Băieți, cam aici se încheie și clipul nostru de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, eu vă doresc numai bine!